Misiune este susținută de Purarom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Gândurile pure și sănătoase duc la un corp sănătos și viguros. Corpul este un instrument delicat ce răspunde la gânduri și acestea își produc efectele bune sau rele asupra lui. Gândul este sursa acțiunii, vieții și manifestărilor. Atâta timp cât această sursă este pură, totul va fi pur. Schimbarea regimului alimentar nu îl ajută pe om să-și schimbe gândurile. Când un om își schimbă și își purifică gândurile, nu mai dorește alimente impure. Astăzi îl avem invitat pe Ovidiu Young, vorbim despre Theta Healing și cum ne putem purifica gândurile prin această terapie. Și spun bine ai venit, revenit aici. Bine te-am găsit pe tine și pe urmăritorii tăi. Și pe urmăritorii tăi. Și pe urmăritorii mei, exact. Și pe toți urmăritorii comuni. Așa. Astăzi am ales să vorbim despre Theta Healing, să aflăm cum ne putem schimba acele gânduri nesănătoase și să trăim conștient și frumos, în armonie, așa cum îmi place mie să spun. Toată săptămâna am abordat astfel de teme și mi-aș dori să ne prezinti și tu din punctul tău de vedere. Ai mai fost la noi invitat, dar niciodată n-am discutat, poate exclusiv despre această terapie, pentru că ești instructor internațional de Theta Healing. Ovidiu, ce înseamnă Theta Healing? Theta Healing înseamnă vindecarea sufletului. Chiar dacă ne uităm doar în engleză și atunci ai putea să spui că înseamnă vindecare și de la healing și Theta, oare ce însemna? Este vindecarea sufletului. Sigur că are legătură Theta și cu undele cerebrale Theta. Theta Healing este o metodă universală de vindecare, de evoluție, de a trăi viața ta cu adevărat, cum spui tu, cât mai în armonie și pe calea ta, focalizată, hai să-i spunem, pe rugăciune, cum suntem noi românii obișnuiți. Se face o meditație la un moment dat, ca o meditație, în care terapeutul ajunge în starea cerebrală Theta, este acea stare cam de somn atunci când aproape te trezești, starea alfa ar fi când ești așa abia trezit, iar starea beta este o undă mai activă a activității creierului nostru, este acum când vorbim. Se atinge o stare de liniște în care se face o cerere. Am spus rugăciune că este mai ușor de asimilat de către noi, însă Theta Healing este mult mai mult de atât. Este și un stil de viață, sunt și niște principii de respectarea legilor universului și Theta Healing înseamnă, până la urmă, numai lumină și claritate în viața ta. De ce spun asta? Pentru că unul dintre lucrurile pe care Theta Healing le oferă extraordinar de actual și de eficient astăzi este lucrul cu credințele și convingerile limitative. Ce credem noi în subconștientul nostru, ce auzim în jur și intră, ca să zic așa, ca un program în subconștientul nostru, alea sunt credințe, programe, care ne pot ajuta sau nu. Iar în momentul în care nu ne ajută, de exemplu, ai auzit că și când erai mică, să zicem, că ești urât sau grăsuț. Această credință ți intră în subconștientul tău, pentru că 80% din ceea ce facem este din subconștient și te va rula ea pe tine în viitor. Tu n-ai asimilat, mai ales ca virgulă copil, dar și ca adult, că ai această credință și convingere limitativă și comportamentul tău în concret se va duce în niște extreme. Fie să zic așa, dacă ești femeie, o să ai o fustă scurtă, mai scurtă decât trebuie într-un loc nepotrivit, fie o să te îmbraci, cum se îmbracă destul de multe femei în România astăzi, cu niște bluși bărbătești groși la 36 de grade. Da? Deci poți să ai o extremă. Aceste credințe și convingeri limitative se eliberează prin Theta Healing. Theta Healing înseamnă și întrebări, înseamnă și discuții, nu este doar o metodă energetică. Este, dacă vreți așa, pentru cei de acasă, o combinație între psihoterapie și lucru energetic. Se îmbină foarte frumos și se eliberează și ce este foarte frumos și important la Theta Healing, corpul are tendința, când pierde ceva cu ce era el obișnuit, să recupereze înapoi.
ai pierdut cheile, ce faci? Le cauți. Te-ai despărțit de cineva, ce faci? Ți se face dor, indiferent cât de toxică era relația. Eu știu, una dintre obișnuințele tale nu mai poate avea loc, uite, nu mai ai libertate de mișcare, ce faci? Cauți să te miști. Bun. Theta Healing eliberează aceste bariere, blocaje, obstacole din viața ta și pune ceva în loc. Adică stabilesc cu clientul meu, cu cel care vine la cabinet sau cine este practicant de Theta și o să discutăm ce poate face și dacă nu e practicant de Theta, deci pentru toată lumea emisiunea. Așa. Îți mulțumesc! Așa. Și va pune, da, sunt urâtă, înlocuiesc cu sunt frumoasă. Nu merit, înlocuiesc cu merit toată abundența și prosperitatea din univers. Nu sunt iubită, sunt iubită necondiționat. Sau știu cum este să fiu iubită, dacă vorbim despre descărcare de sentimente, pentru că am avut în cabinet inclusiv persoane la 35 plus de ani care au spus, eu nu știu cum este să fiu iubită de un partener de cuplu. Eu nu știu iubirea, eu nu știu dacă am iubit vreodată. Deci am toate cele trei situații le-am întâlnit. Ei bine, în acest caz, prin Theta Healing se poate face, așa ca din cloud, o descărcare de sentiment. Cheia este stare. Cheia este că în acel moment, așa cum am spus, creierul se pune puțin pe pauză și practic energia se duce către inimă. Cu ce? Cu informația despre iubire. În cazul de față, nu te simți iubit, descărcăm să vezi cum te simți iubit. Și să vezi oameni care se simt extraordinar, care plâng de bucurie și zice, nu știu cum este asta, dar n-am mai simțit-o niciodată. Da? Deci este fabulos. Adică sunt oameni care nu au simțit, de exemplu, ceea ce nouă ni se pare normal. Hai, Dumnezeu, cum să nu iubești, cum să nu simți că iubești. Uite, așa se întâmplă. Sunt oameni care au vieți diferite și situații diferite de viață. Wow! Foarte multe lucruri mi-ai prezentat și îți mulțumesc pentru această descriere. Ar fi bine să le luăm așa treptat și pe fiecare în detaliu, astfel încât să ajungă mesajul cât mai clar, deși a fost foarte clar și până acum. Și poate așa cum ai spus și tu, dăm și niște exemple ca telespectatorii să poată lucra și ei acasă, acolo unde se poate, pentru că știu că așa ai spus și tu, se lucrează cu un terapeut care practică Theta Healing. Dar, până acolo, aș vrea să știu așa foarte pe scurt cum a apărut în viața ta Theta Healing și de ce te-ai îndreptat către... Eu când spun Theta Healing, spre exemplu, mă gândesc așa, cum ai spus și tu, înseamnă vindecare emoțională pe o parte, dar și vindecare mentală, să spun așa. Și fizică, și fizică chiar. Eu o asociez mai mult în direcția aceasta, în a ne schimba gândurile, în mai mult direcția subconștientului sau a inconștientului. Bun, acum vreau să te întreb pe tine, pentru că tu ești un om destul de intuitiv așa și lucrezi, simți mai mult poate decât gândești sau... Așa e. Nu, mă refeream la a lucra cu subconștientul. Așa e. Și în zona mentală, la acest lucru m-am referit. E foarte ok. Da. Cum ai ajuns tu să practici? Și dacă este pentru toată lumea sau pentru o anumită categorie de oameni, Theta Healing... Pentru aceia care apelează mai mult la rațional, să spun așa, mai drăguț decât la intuiție. Da. Poate fi pentru toată lumea, este o alegere însă. Dar da, poate fi pentru toată lumea și uite, un exemplu sunt eu. E adevărat că eu am fost atras de mic de lucrul acesta, hai să spunem și ezoteric, de necunoscut, de ocult și ocultat, că asta înseamnă ascuns. Pentru că informații de genul ăsta și emisiuni de genul ăsta acum 20 de ani nu erau. Sau prea puține și se erau așa, să zic, cenzurate, aici nu e. Ideea este în felul următor. Eu am lucrat peste 13 ani înainte să fac ce fac acum, partea de life coach, de trainer, de life coach pe partea, hai să spunem, mai mentală, pe partea de healer, să spunem așa, la modul general, energetică. Eu am lucrat într-o lume foarte rațională și anume în corporații. În multinațional. Am lucrat inclusiv în mult discutata și la putere astăzi, a fost și dar nu se vedea, inclusiv în Big Pharma am lucrat. Deci acolo lumea este mentală clar, majoritate. Da? Asta înseamnă că tu poți să transcezi, să te duci în altă zonă. Cum a apărut în viața mea?
A apărut, întâi, ca să zic așa, ca un șut în dos, când am început să simt că este necesar să fac altceva. Mi-a plăcut ce am făcut, unde am lucrat, am fost fericit. Mai puțin, la un moment dat, ultimii sau o parte din 2 ani, am primit constant mesaje că trebuie să fac altceva. Și am început să nu mai îmi fie bine la job. Și atunci, la un moment dat, cu puterea credinței mele până la urmă, am cerut mesaje clare. Ai grijă ce cerc saptea se întâmplă, am primit mesaje clare, m-au dat afară. Mi-i mulțumesc Dumnezeu, mă așteptam Dumnezeu, m-a dat afară. Și... de la muncă. Da, așa. Mă rog, m-am dus în altă parte, dar m-am dus în final unde a trebuit să mă duc ca să pot să-mi fac în paralel și ceea ce fac eu astăzi. Deci am lucrat în paralel o perioadă, chiar mai bine 2 ani. Și a ajuns în viața mea ca o chemare foarte puternică. A ajuns în viața mea ca o împlinire a tuturor cererilor mele. Am vrut să am timp flexibil, am vrut să am timp pentru mine, am vrut să fac ceea ce îmi place, fac ceea ce îmi place. Happy, viața e bună, hashtag viața e bună, am eu simt tamă. Bun, și am rezonat foarte bine cu Theta Healing, pentru că îmbină și partea rațională și partea energetică sau de spiritualitate adevărată. Spiritualitate adevărată înseamnă o spiritualitate completă, nu doar o nișă. Deci, pentru că, de exemplu, în Theta Healing se acceptă și se lucrează cu ideea de a toate creator. Dar a toate creator poate să fie oricine, fiecare cum îl vede. Dumnezeu, Buddha, Allah, Krishna și așa mai departe. Nu contează. E vorba de sursă. De acea sursă unică de iubire. Atenție, Dumnezeu nu bate pe nimeni. Altă credință și convingere limitativă. Nu bate, el e iubire. Și nu pedepsește. Da, exact. Și n-a făcut nici Kung Fu. Ideea este că așa că poate oricine să meargă, să merge întâi la cursuri în țară de regulă. Păi mă, dacă vrei să devii instructor, da, trebuie să mergi să faci niște cursuri speciale. Dar poate ajunge oricine. Ce este de luat de aici, o să discutăm mai târziu, pentru că o să folosim și pentru cei care nu sunt Theta Healeri, sunt niște principii de viață. Sunt niște legi ale Universului extraordinare, care mie, eu oricum aveam, să zic, niște daruri, zic bine, așa, aveam niște daruri, dar Theta Healing mi le-a aglutinat și m-a învățat să lucrez cu tot ceea ce am și cu ceea ce este în mine, ca să fiu foarte precis în ceea ce fac și eu, în primul rând, puternic, sănătos și fericit. Felicitări! Mulțumesc! Claritate, cred, că ai obținut și Da. Asta mi-aș dori și eu să obțină cei care lucrează sau mă raportez la mine mai bine, prin Theta Healing. Eu am o curiozitate, înainte de a afla cum putem să lucrăm efectiv și chiar aș vrea să dăm niște exemple concrete, portind de la niște temeri, ce putem să lucrăm prin Theta Healing? Ce fel de, nu știu, frici, credințe limitative, absolut convingeri? Orice. Să dăm niște exemple. Absolut orice. De exemplu, astăzi, clar, foarte des, se lucrează teama de a nu fi bolnav sau teama de a nu muri. Este starea covidiană în care ne aflăm. Afectarea oamenilor este foarte puternică astăzi. Da? Pe de o parte ce se întâmplă în mod real în jur, pe de altă parte ce se întâmplă din punct de vedere informațional. Omului este teamă sau este debusolat și de aici rezultă tot o teamă, pentru că se află în nesiguranță, nu știe. Cum spune foarte lume, nu mai știu pe cine să cred. L-ascult și pe ăla și pe ăla, dar pe cuvânt că nu mai știu pe cine să cred. Deci lucrăm frici legate de corpul fizic astăzi, lucrăm prin Theta Healing manifestarea, obținerea de joburi noi sau de joburi pur și simplu, că unii nu mai au. Lucrăm prin Theta Healing îmbunătățirea stării energetice, spirituale și fizice, cum am spus și mai devreme, pentru că este nevoie de energie, multă lume este devitalizată astăzi, spun cu ce se vine în ultima vreme. În ultimul rând lucrăm și, de exemplu, acum 2 ani cel mai mult aveam relațiile de cuplu. Acum sunt puțin mai jos, dar sunt în continuare. Relații de cuplu. Și tot așa, de mai bine de 2 ani de zile, foarte mult îmi vin copii și lucrăm pe capacitatea lor de concentrare, pentru că și-au pierdut tot. Pentru că și-au pierdut exerciții sociali și așa mai departe, vezi școala online. Deci, se lucrează orice. Haide să luăm niște exemple. Ți-ai pierdut, persoana care și-a pierdut jobul nu are un backup financiar, da?
ia ultimii bani și vine la mine. Caz concret, da? Într-o consultație, sigur că este mai dificil să rezolve viața întreagă. Dar asta nu înseamnă că nu ofer claritate, mai ales că eu sunt printre puținii coach și terapeuți care răspund la absolut orice întrebare. De-aia mă cheamă lumea și la emisiuni. Ovidiu, bine că mi-ai spus ca să-ți rezerv un timp pentru întrebări. Așa. Întrebări. Bun, aici am lucrat, am descoperit câteva prin discuție, prin întrebări, câteva credințe, convingeri limitative. De exemplu, în cazul de față, am descoperit că provenind dintr-o familie săracă, familia respectivă, adică părinții lui, îi huleau pe cei bogați. Și atunci spunea, oamenii bogați sunt răi, nu poți să ai bani decât dacă furi, trebuie să muncești din greu ca să ai bani. Iată deja trei credințe și convingeri limitative pe care le-am rezolvat. Ce s-a întâmplat? În două luni de zile a primit ofertă de job. De ce? Pentru că a avut altă perspectivă și alt mindset în momentul în care a mers la interviuri. Da? Un alt lucru pe care l-am făcut, i-am oferit încredere chiar în acea singură consultație în fața femeilor, pentru că avea și o femeie pe care o plăcea, dar se simțea complexat că n-are bani și a avut nevoie de soluții, cum să faci, cum să ieși cu o femeie, cum să te comporți cu o femeie într-o astfel de situație. Și atunci m-am dus și am văzut lumina din el, atributele lui, le-am scos în față, am ridicat dozele, ce calități ai tu, asta, asta, asta. Păi ești super valoros, tu ești doar într-un moment acum. Cu toții avem, zic, și eu am avut. Nu e nimeni care să nu aibă, asta e viața. Tu-ți pui în față și pui, ca să zic așa, pe tavă acelei domnișoare, atributele tale. Dacă e pentru ea, ea se va servi de acolo. Și s-a servit. Și uite cum are și relație în acest moment și are și job. Două consultații am făcut cu el, atât. Nu spun acum, nu vreau să înțeleg că din două consultații rezolv tot. Nu, pentru că dacă nu vei lucra cu tine, nu o să știi să păstrezi nici relația sau la job, oricum mai multe de învățat. Dar, iată că foarte rapid poți să rezolvi cu Theta Healing lucruri. De ce? Pentru că Theta este simplă și eficientă, foarte rapidă. Foarte rapidă, asta îmi place. De exemplu, eu mai fac și alte, pentru mine mai mult, Reiki și alte tehnici. Acolo e altă energie, mai lentă, sigur, foarte bună, o energie excepțională, ca și cum ai fi în lumina lui Dumnezeu, să zic așa, dar efectele nu se văd imediat. Dacă vrei să faci Reiki, trebuie să-ți faci vreo 6 zile la rând ca să vezi un efect mai palpabil. Asta înseamnă că energia nu lucrează. Dar am nevoie de claritate, rapiditate, precizie, să rezolv lucruri. Theta Healing, iată, este una dintre uneltele rapide. Și de aceea, vă spun, merge mai mult către mental, să înțeleg, nu? Că acolo se schimbă tiparele și credințele astea limitative. Merge către subconștient, merge și către mental. Eu lucrez cu clientul meu indiferent cum el. Sunt unii foarte mentali, sunt unii foarte în partea alaltă, care consideră că dacă fac o yoga, n-am nimic cu yoga, e foarte bună, am făcut și eu câteva exerciții când am avut nevoie și a funcționat, dar unii consideră, sunt în extrema altă, consideră că poți să faci meditații, să mănânci fluturi și trești. Eu mă adresez tuturor, deci merge către toată lumea, dar într-adevăr discuția este mai mult aparent mentală, în realitate eu văd și dincolo, văd în subconștient. Am spus că da. Ai niște aptitudini da. Care vin din pentru că intuiție. Tu poți să vii să-mi spui, vreau 6 case, uite, am un alt caz, haide să mai luăm un caz. Avea suficienți bani ca backup, da? Adică stocați undeva. Și voia, era în perioada în care lumea își cumpăra multe case sau mari sau nu știu ce, și voia 3 case de vacanță pe lângă cea pe care o avea în București. Și a venit și a discutat și mi-a spus, am venit, vreau să manifest. Eu înainte să spui tu asta, sau în timpul ce spui tu asta, avem o discuție și verificăm dacă asta vrei cu adevărat. Pentru că dacă mintea ta nu este aliniată la subconștient, lucrurile nu ies potrivit. Poți să manifesti 4 case în final cum voia el și să nu-ți fie bine. Și atunci eu văd și verific cu tine de față și am verificat cu el printr-o discuție, dacă vrei, mentală pentru el, dar pentru mine nu numai, ce implică să ai 4 case. Păi și discuția a fost cam așa. Păi da, aș vrea, dar uite, nu-mi place că, ok, înțeleg că întreținerea e cam scumpă, hai nu mai vreau 4, vreau 3.
Aș vrea, dar știam o chestie, nu-mi place să-mi intre străini în casă. Zic, ok, poți să te ocupi singur de ele, să le întreții? Nu. Păi și atunci? Și din nou, și tot văzând chestia asta, practic eu am fost o oglindă pentru el, că eu respect dorința lui, dar în același timp o și verificăm. Și în final și-a făcut o singură casă de vacanță, nici aia foarte mare, însă extrem de cochetă și foarte autonomă, așa, cu o grămadă de chestii care se pot întreține ușor și singure și așa mai departe. Și este foarte fericit. Dar el când a venit, am venit la Ovidiu Young, hai că am auzit că la ăștia se întâmplă lucruri când vine la el și facem acum 4 case, să vedem unde să le iau. Deci aveți mai mult pe ideea unde să le iau. Și am ajuns la faptul că a luat una singură și cu restul banilor s-a plimbat peste tot în lume. Da? Într-un caz. Dar asta s-a întâmplat și pentru că am umblat la credințe și convingeri limitative în multiplele consultații cu el, pentru că el de fapt avea o teamă în spate de sărăcie, deși avea bani, pentru că a trăit la un moment dat în sărăcie. Da. Avea ideea de agonisie, au învățat el, a auzit el că e bine, bună investiția în case, hai să investim pe toți. Depinde. Da. Alt caz pe sănătate, a venit cu o tiroidă, ok, chiar dacă nu mă duc eu foarte mult neapărat obligatoriu în zona asta de healer pe partea fizică, dar Theta Healing se ocupă și cu asta, pe partea fizică direct. Și am lucrat acolo, și asta e foarte interesant, credințe și convingeri limitative din relație, care au vindecat și au îmbunătățit analizele, palpabil. Adică, modul în care te raportezi tu la lume, în cazul ei, la relații, și ce suferințe avea acolo, că l-am dat așa, păi și am venit cu asta și vorbim despre relații, păi da, dar vezi că sursa bolii tale este una, sau afecțiunea tale este una emoțională, care vine din cele 3 divorțuri pe care le-ai avut și nu le-ai rezolvat pe niciuna. Da? Și acolo iarăși s-a discutat, s-a văzut cu ce s-a rămas, cu ce bagaj, cu ce traume și acolo de fapt am lucrat traumele. Și acum este sănătoasă și căsătorită cu un hipnotist la 53 de ani. Wow. Da? Deci nu avem bariere de vârstă. Eu zic, dar ce mai întrebe mie încă o căsătorie? Zic, nu știu acum, zic, poate nu te căsătorești cu altă, dar eu văd că o să stai cu cineva. Da. Trebuie să avem credință, Ovidiu, în această terapie, că ne poate ajuta? Zice și la Biblie, câte un grăunte de muștar, cred. Așa, da. Da, este nevoie să ai credință. Ideea este așa. Dacă îți face terapeutul pentru tine, el va crede. E datoria lui, cum aș fi eu. Dacă faci tu ceva pentru tine, e datoria ta să crezi măcar puțin. Bine este să crezi 100%. Dar nu ți iese mereu, adică asta este teoria. Dar practica este așa, omul când e la pământ, își cam pierde credința. Unii se supără și pe Dumnezeu că s-a scumpit gazul, de exemplu. Nu cred că Dumnezeu s-a ocupat cu asta, dar în fine. Așa, are alte treburi mai importante, zic. Ideea este că, da, este necesar să ai credință și dincolo de orice tehnică, când ai o credință foarte puternică, lucrurile se rezolvă. Vezi oamenii bolnavi de cancer, care au credință, medicul îi spune, te duci acasă, și nu subminez niciun caz medicina, care e foarte importantă, mai ales astăzi, și tot timpul a fost, este o unealtă și ea. Și medicul, știința are limitele ei, am făcut și eu medicină și știu asta, și atunci i-am spus, ok, du-te acasă, că nu știu, mai treci 2 săptămâni. Și a zis, vezi, trebuie, eu mă duc acasă și mă joc în continuare cu nepoții și o să fiu foarte bine și s-au vindecat. Există cazurile astea? Există. Câte? Mii. Sunt astăzi, le-ai pe YouTube, adică azi poți să verifici informații. Există. De ce? Pentru că el a avut credință. Treaba lui în ce a crezut. Credința este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă în orice faci. E, uite, și acum te întreb eu pe tine, cum facem în acest moment să lucrăm cu fricile? Hai să luăm un exemplu. Ai auzit de frica de frică? Ai avut-o la cabinet? Așa, da. Hai să lucrăm, nu știu, am dat un exemplu, poate să fie altceva, uite, frica să nu pățești ceva rău. Cum putem să lucrăm concret cu această frică? Pentru aceia care vin la tine în postură de clienți. Da.
este și frica de frică, mi-e frică să nu fie frică. Asta e frică de ceva? Nu, da, mi-e frică că o să-mi fie pe viitor, pentru că mi-a fost în trecut, deci am avut și cazul ăsta. Dar hai să luăm frica de a se întâmpla ceva rău, că este astăzi foarte preeminentă. Bun, aici practic lucrăm așa. În primul rând, dacă când vine cineva la mine, se setează un cadru de discuție, cum setezi și tu. Și eu acolo spun niște lucruri. Unul dintre ele este cel că nu există situație fără ieșire. Nu există să nu existe o soluție la orice, hai să-i spunem problema așa, deși eu îi zic altfel, nu folosesc cuvintele problemă, situație neplăcută, de exemplu, folosesc. Nu există. Există doar să n-o vezi tu, dar de-aia mă plătești pe mine. Și aici deja lumea zice, ok, super, hai să vedem. Știi, adică, și mă văd. Discutăm faptul că înainte, că viitorul, indiferent că ți-l prezice cineva sau că ai fost undeva, nu contează, că astrolog, clarvăzător, ce fiecare în ce crede sau nu, viitorul poate fi influențat de alegerile și de acțiunile tale. Și zic, asta este o veste minunată, pentru că nu înseamnă că poți să faci ceva și schimbi tot sau aproape tot. Setând acest cadru real, optimist și de empowerment, de împuternicire al lui până la urmă și al faptului că eu sunt alături de el, nu sunt degeaba acolo doar ca să iau niște bani, se pleacă altfel în discuție. Și atunci omul vrea să rezolve cu adevărat și se implică în proces. Eu îmi implic toți clienții în proces. Cine nu se implică deloc, la un moment dat nu lucrează cu mine, sunt cazuri puține. Ei, tema asta de a se întâmpla ceva rău, este necesară o discuție, se numesc în tehnici, se numesc săpări, în care eu pun întrebări și mă duc și în copilărie, și mă duc și în relațiile de cuplu, și mă duc și în relațiile de la job, și mă duc pe peste tot. Și este necesar acolo să văd care este cauza fricii, pentru că diferă ea de la o persoană la alta. Chiar dacă în general se spune, de obicei ți-e frică de moarte că ai probleme cu tataie, nu contează. Trebuie să iei individual. Asta este, eu spun că consultația individuală este luxul terapiei. De ce? Pentru că e fit pe tine. Se discută, dar paralel, acasă dacă faci singur, că am spus că spun și asta, ce să faci acasă singur, acasă puneți tu întrebările astea. Dar cum am fost în copilărie? Dar ce am auzit? Dar cum am simțit? Dar la școală? Dar colegii cum s-au portat? Eu cum am fost? Dar în relații? La fel, la job? Cum am fost? Ce mi s-a zis? Ce am auzit? Ce m-a deranjat? Care au fost momentele intense de viață pe care le-ai trăit, atât nefavorabile sau de vibrație joasă, cât și favorabile. Acele momente intense, că de-aia să zice să fim ca apa, apa e fluidă, nu are unghi de 90 de grade. Că le punem noi în sticle, dar uite cum sunt chiar și paharele voastre, rotunde. E, asta e perfect feng shui. E foarte bine. Ideea este că după ce descoperim cauza, abia atunci putem să trecem propriu zis, ok, hai să eliminăm blocajul ăsta, credința asta și să o înlocuim cu ce ți este favorabil. Merg în paralel dacă este nevoie, cum am vorbit și mai devreme, cu descărcare de sentimente. Ce înseamnă? Așa, îl împuternicesc pe om, îi dau ceea ce el nu scoate la iveală. Nu-i dau de la mine, îi dau de la el. Eu nu schimb oamenii, ca să fie clar. Am venit, vreau să mă schimb. Nu schimb pe nimeni. Eu lucrez cu ceea ce este în tine. Tu nu vezi însă că poate ai bunătate în tine și nu o manifesti. Și eu nu fac decât să ridic dozele astea. Totodată fac și un plan de acțiune. Ce ai tu de făcut în viața ta de zi cu zi ca să rămâi în acest spațiu, hai să zicem, parțial septic, adică sănătos? Că degeaba vii la terapeut, a scos o credință, o convingere limitativă, te-ai rezolvat o săptămână, două, ești bine, dar tu după aia, nu știu, te duci la biserică și când ești de acolo înjuri în trafic. Nu merge așa. Da? Deci se lucrează foarte bine. Un alt exemplu este pe job, ca să se înțeleagă acum și de ce lucrurile sunt unite între ele. Nu există că lucrezi doar sănătate, vorbim azi despre sănătate, dar să se înțeleagă, ca să uită lumea, și în celelalte sectoare ale vieții, că au legătură fix cu sănătatea. Eu dacă astăzi sunt sănătos pentru că sunt ok pe relații, că sunt ok și financiar, că sunt ok și acolo, că sunt ok și acolo și acolo. Nu poți să fii, gândește-te, să fii super stresat la job, te duci acasă, mai ești femeia care ar trebui să fii, n-ai cum. Da? Așa. Mai dau un exemplu. Scurt. Persoana din corporație a venit la mine cu o situație, nu putea să vorbească în public și era product manager, avea nevoie să facă prezentări la job în fața oamenilor. Avea trac și ținea tracul ăsta cam mult în timpul
prezentării. Ce am eliminat eu în final de acolo, credință și convingere limitativă, în caz de față o teamă, de ea a fost bine. Am eliminat teama de câini. Wow! Și că ce are una cu alta? Păi uite ce are. Am descoperit, prin discuții, că ea atunci când era la școală, stătea la curte și avea un drum de ăsta de servitute îngust, curți stânga-dreapta. Și în curții oamenilor erau câini. Ea, ca să ajungă la domn principal, trebuia să treacă pe acest drum îngust. Câinii erau, de obicei, desigur, în curțile oamenilor, dar aveau la gard și lătrau. Și odată a mai și scăpat unul. Și ea se tot speria. Și, normal, o fetiță s-a dus, tot i-a spus tatălui ei, da, nu pot, da, mi-e frică, da, așa, da, așa. I-a zis, hai, dom'le, nu se întâmplă nimic, cum mai ales cum erau părinții înainte mai dure, așa, mai... avea un tată comunist, ca să fim foarte clari. Și la un moment dat i-a zis, știi ceva, nici nu mai vreau să te aud. Și i-a dat și o palmă. De atunci copilul n-a mai comunicat deschis. Am scos această teamă, am rezolvat acest eveniment neplăcut. Cum se rezolvă? În primul rând, prin conștientizare, acel moment de aha. Creierul face niște conexiuni care rezolvă, eliberează. Dacă băgăm sub preș, nu rezolvă nimic. Apoi am folosit metoda Theta Healing, am scos această teamă și am băgat sentimentul de siguranță. Nici măcar aptitudini de a vorbi în public, de fapt le avea, dar nu putea să le manifeste. Astăzi vorbește foarte bine, înțeleg că așa e promovat acum un an de zile, deci tot e ok. Este foarte interesant și ceea ce numești tu descărcare de sentimente. Uite, noi am putea să descărcăm acum un sentiment pentru toată lumea sau trebuie să fie individual, inclusiv această descărcare de sentimente? În general, în Theta Healing se cere acordul și uite, este o valoare, dar asta nu înseamnă că nu putem face lucruri, că nu e numai Theta Healing. Da, se poate în Theta Healing mai degrabă să trimiți, să zic, lumină și iubire. De ce? Pentru că nu toată lumea are nevoie de ceea ce consider eu că are nevoie. Adică eu pot să descarc și asta am avut dezbateri cu alți colegi terapeuți ai mei și mă întrebau dacă nu cumva e egoism. Nu este egoism, e respectare de liber arbitru. Corect. Pentru că ce se întâmplă? Adică, dacă eu descarc acum sănătate pentru toată lumea, să zicem, nu știu, cumva, da? Să fie toată lumea sănătoasă. Întrebare, este bine să fie toată lumea sănătoasă? Acum, poate că majoritatea din fața ecranelor sau poate cine care se uită la emisiunea ta sunt mai polivalent, să zic așa, dar majoritatea o să zic că ești nebun, normal că toată lumea vrea să fie bine, toată lumea vrea să scape de COVID. Dar întrebarea, este bine pentru fiecare? Răspunsul este nu, chiar dacă pare rece, dar eu am o etică de lucru și știu că întâi nu trebuie să fac rău. Sunt oameni care au de învățat niște lecții și care e necesar să treacă prin astfel de momente. Vor să treacă mai ușor, pentru asta vii la terapeut, pentru asta te cunoști tu pe tine și faci tu ce vrei tu să faci. Dar nu înseamnă că ești scutit cu totul de a trece prin aia. Și atunci cumva nu descarc niciodată să fie sănătate pentru toată lumea. Dar lumină, iubire și să parcurgă cu ușurință ceea ce au de parcurs, asta poți, pentru că e, hai să spunem, cumva neutru. Cum se trimite la Reiki, spre exemplu, lumină și se face cu voia lui Dumnezeu și se duce acolo unde exact. Se cere și oamenii au nevoie de acea lumină. Exact. Dacă exact. Nu, se duce. Adică trebuie să ai grijă foarte bine când ceri ceva pentru colectivitate, trebuie să ai grijă să nu fie o încălcare de liber arbitru și o influențare masivă. Dar lumină, iubire necondiționată, asta poți să trimiți și fără acord. În rest, atât timp cât omul poate să vorbească, haideți să mă dau un exemplu. O verișoară de-a mea are un copil câțiva ani și la un moment dat a ars copilul la o nuntă, fiind în rochițele astea frumoase de plastic, cum sunt ele, cu volănași și nu știu ce, erau lumânări pe jos și a luat foc, a ars destul de mult. Dacă arzi pe o proporție însemnată, mori. Nu mori de la arsură, mori pentru că ficatul nu mai face față. Bun. Ideea este că am aflat asta, m-a sunat maică-mea și mi-a spus. Și am aflat asta, dar eu până n-am vorbit cu ea, copilul, am întrebat, vorbește? Copilul fiind măricel, câțiva, nu știu, peste 4, așa, vorbește, e ok? Ok, vin, îi fac ce am de făcut, dar îi cer acordul. Deci atât timp cât pot să cer acordul, îl cer. Ca să fac ceva specific, am nevoie să cer acordul acesta și dacă s-a putut, practic a venit copilul la geam, că n-au voie să intru fix acolo, ea fiind... A vorbit cu mama ei, am vorbit prin telefon, am cerut acordul chiar și al copilului, copilul fiind lucid. Dacă nu ceream acordul mamei, fiind copilul foarte mic.
Dar la adulți nu există, trebuie să ceri acordul. Clar. Da? Asta este Theta Healing, pentru că e o metodă foarte sigură. Dar asta nu înseamnă că nu poți să te rogi pentru cineva. Dar inclusiv asta, când te rogi, cum te rogi? De exemplu, dă Doamne să-i dea lui fata mea un băiat bun, cu bani, cu minte, albastru, verde și nu mai știu cum. Păi poate ea nu vrea așa. Poate vrea un bărbat roșu, poate vrea un bărbat mai versat și mai puțin cu minte, poate nu știu ce vrea. Da? Deci trebuie să ne asigurăm că știm că este bine. Dar asta nu înseamnă că nu pot să fac. De exemplu, îmi place ca și ție, când merg în natură, da, acolo să știi că trimiți și un gând bun către umanitate. Și încă ceva, mai provocat acum, așa. Există, nu neapărat cu rea intenție, din neștiință. Dar știu că la emisiunea asta se uită și mulți terapeuți. Nu este foarte favorabil să ceri când a fost, mai ales când eram izolați, da? Eram izolați de stăteam în casă. Să cerem vindecarea planetei. Păi planeta era mai bine, mai puțin poluată. Au început să înverzească plantele pe unde înainte nu înverzeau. Deci atenție, să fim foarte conștienți, mai ales că mulți dintre terapeuți au forță. Cum să ceri vindecarea? Poate aici vrei să oferi ceva umanității, oamenilor. Uite, de exemplu, poate vrei să te gândești să își înțeleagă lecțiile mai repede, mai ușor, să înțeleagă care este sensul din spate al lucrurilor, dacă tot vrei să faci ceva. Cum adică să ceri ca planeta să fie mai bine? Când, atunci când am fost izolați, a fost prima oară după 10 de ani de zile când în București am avut măsurat la ora 10 dimineața aer curat ca la munte. Are planeta o problemă? Nu, nu. Adică, hai să fim foarte specifici, eu țin la asta, pentru că în primul rând trebuie să nu faci rău. În principiu la Theta Healing, și asta e pentru toată lumea de acasă, este respectarea liberului arbitru. Respectă liber arbitru, adică propria voință a oamenilor cât poți de mult și tu vei fi mai bine, îndrăznesc să spun, mai sănătos. Și nu greșesc. De ce? Până la urmă, sănătate, când vorbim de sănătate, vorbim și din punct de vedere mental și emoțional. Absolut. Nu doar absolut. Fizic. Pentru că ești mai bine în starea ta psihică. Un alt principiu la Theta Healing este să oferi dacă ți se cere, iar dacă tu vrei să oferi, întreabă, pot să-ți ofer? Că poate nu vrea. Da? Un alt principiu, o altă lege pe care am desprins-o de acolo este că vindecarea de orice natură se poate produce într-o milisecundă. Important e ce faci tu ca să ajungi la ea, dar ea se poate întâmpla. Și ce faci tu cu ea după aia? Absolut. Și ce faci ca să o păstrezi. Am învățat Theta Healing că toate lucrurile sunt legate între ele, nu este nimic separat. La fel discuția cu chakrele. Nu am nimic împotrivă, din contră. Dar ca idee, ele nu sunt separate între ele, doar că aici sunt niște centri energetici mai preeminenți într-o zonă, nu știu, chakra gâtului, eu simt că nu e ok, s-ar putea să ai ceva nespus. Pot să mă gândesc să mă ajut de elementele astea? În realitate, gândiți-vă mai degrabă la acel șarpe Kundalini, la acel șarpe al medicinii, acei doi merg, se întrepătrund între ei și este un tot. Nu sunt, ai blocată, altă expresie, ai blocată chakra cu tare. De tot zic? Că dacă e de tot, înseamnă că sunt mort. Pentru că n-ai cum. Ea nu funcționează la parametri optimi. Ok, poate sunt niște detalii. Dar avem grijă cum ne exprimăm. Da, mai ales că vorbești cu cineva. Au, am chakra sexuală blocată. Și mărici să sperii după aceea. S-a terminat. Stai mă, că nu-i blocat nimeni de tot. Cât respiră, poate să fie bine. Da. Deci, există o soluție, așa cum ai spus. Există o soluție la orice. Maxim n-o vezi tu. Și, cum spuneam, de-aia mă plătești pe mine. Nu știu. Te trimit mai departe sau la altcineva. Nu am o problemă eu, de exemplu, să colaborez. Da? Dar omul trebuie să știe că atât cât respiră, are dreptul și șansa să manifeste ce vrea în viața ei, inclusiv sănătate fizică. Da? Dacă starea ta psihică este bună, este demonstrat științific că și starea ta fizică este și are șanse mai mari să fie mai bună. Mersul în natură. Da? Ce mai poate să facă lumea acasă? Pe frecvența de 528 de Hz, să asculte muzică de pe YouTube. Zâmbești deja. Mă bucur că spui. Mă bucur, da, pentru că ajută mult. Este frecvența iubirii, este frecvența regăsirii de sine. Lucrurile astea, dragilor, nu sunt abstracte. Astăzi, știința și-a dat mâna, de fapt nu și-a dat de astăzi, de câțiva ani și-a dat mâna
cu partea asta, hai să spunem, de terapii complementare, holistice. Este demonstrat științific. Aveți în față un om care a făcut 7 ani și jumătate de medicină, care a lucrat în corporații în cel mai mental mediu posibil și care are puteri sau har sau daruri de altă natură, să zicem, altele decât mentale. Acceptă tot ceea ce este. Toate și-au dat mână în mână. Altfel, dacă eu rămâneam limitat, nu puteam să ofer clienților mei și să am curaj atât de multe și să am curaj să spun, să răspund la orice întrebare și nu există situație fără ieșire. Pentru că în momentul ăla eu mi-am pus o responsabilitate pe umeri. Păi da, pentru că știu că se poate. Cum să nu se poată? Se poate orice. Orice se poate. Sigur că nu ignorăm realitatea palpabilă și legile corpului fizic. Bineînțeles că da. S-ar putea, dacă am un picior amputat, s-ar putea să nu mai crească altul. S-ar putea. Dar asta nu înseamnă că eu nu pot să trăiesc fericit. Vrei să te motivezi? Vrei să fii mai bine inclusiv sănătos fizic? Ia uite-te, tu te-a fost Olimpiada Oamenilor cu Dezabilități. Nu știu cum se cheamă, para ceva. Așa. Ia uite-te tu la oamenii ăia care n-au picioare, care n-au mâini. Ia uite-te tu, mai am eu și o bună prietenă și o colaboratoare de-a mea, care se numește Sara Indigo, care este nevăzătoare. Ia să vezi cât de fericită este și cum este și traducătoare, inclusiv pentru ambasada Iranului, și face și lucruri. Ea nu se limitează. Da, e un fapt fizic. Dacă merge într-o casă străină, are nevoie de ajutor. Acasă la ea nu se descurcă. Dar, deci, se raportează la ceea ce este. Și este fericită și are o viață super activă, fără niciun fel, dar numai eu am făcut într-un an de zile 2 evenimente cu ea, adică, hei, se poate? Se poate. Trebuie doar să vrei. Trebuie să vrei și să faci lucruri și să fii într-o acceptare față de ceea ce este. De-aia am discutat astăzi, de fapt, despre această polivalență a mea, ca să preluați voi, de fapt, și cum se numește emisiunea ta. Dincolo de ceea ce știm. Și dincolo de ceea ce știm, spuneai tu în prima ta emisiune, este ceea ce, ceea ce simțim. Îți mulțumesc pentru că ai ținut minte. Descărcăm un sentiment? Da. Și spui tu ce trebuie, okay, ca să nu supărăm pe nimeni. Nu supărăm pe nimeni. Cine este în, și ne urmărește acum, bine este să închidă ochii și să asculte. Să aibă un spațiu de liniște. Uite, mai trag de timp 15 secunde ca să-ți aranjeze acolo. Dacă arde o lumânare, să ardă în siguranță, nu lângă perdea, la fel un bețișor aromat, pentru a-și relaxa mintea și pentru a permite să primească. Asta și fac este, și eu. Da, și ăsta este momentul în care închizi ochii, inspiri și expiri de 3 ori mai adânc, durata expirației să fie de 2 ori durata inspirației. Dacă inspiri 1, 2, expiri 1, 2, 3, 4. Brațele deschise, picioare la fel pentru a circula energiile mai bune, mai bine. Și permiți să primești daruri divine potrivite pentru tine. Iar dacă nu rezonezi cu ceva din ceea ce auzi, pui nu în mintea ta sau cu voce tare și nu vei primi. Și cere Universului, a toate Creatorului, de cel mai înalt spațiu de iubire necondiționată, acolo unde nu există oameni, să descarce în toate structurile tale până la nivel de ADN starea și sentimentul de iubire necondiționată. Și mai cerem să ofere lumină în viața ta și să-ți lumineze calea, ca tu să știi, să vezi și să simți ceea ce este potrivit pentru tine să faci, pentru a trăi cu adevărat viața ta așa cum este potrivit pentru tine. Mulțumesc, s-a împlinit. Și ușor, în ritmul tău,
revii și deschizi ochii, că noi avem emisiune de făcut. Îți mulțumesc foarte mult. Uite, chiar mă gândeam pe măsură ce se așeza în mine acest sentiment. Că ai spus iubire necondiționată și mi-amintesc că Ovidiu Bojor spunea că iubirea stă la bază și este singura care te conduce către desăvârșire. Așa este. Și da, avem nevoie să simțim și să iubim, să ne iubim și să iubim. Și să facem lucrurile cu iubire față de creație. Și asta este, mai spun eu clienților mei, ăsta este felinarul care îți arată calea ta. Când te-ai rătăcit, când nu știi, poate nu ai timp să mergi acum la un curs, să urmărești o emisiune. Bun, raportează-te la iubire. Gândește-te dacă ceea ce generezi tu este preponderent iubire sau nu în viața ta. Gândește-te dacă manifesti de fapt numai ură 24 ore din 24. Invidie, teamă, frică. Raportează-te puțin la iubire. Metode simple pe care mi le-am amintit la Theta Healing, că nu e ca și cum a inventat acum Theta Healing totul. Astea sunt niște unelte și niște limbaje ca noi să putem vorbi, așa cum știi mai multe limbi străine, să putem vorbi pe limba fiecăruia și să folosim ceea ce ne este nou la îndemână sau confortabil ca unealtă. Dar uită-te la copii, uită-te la animale, uită-te la natură și o să te conectezi foarte ușor la ideea de iubire. Copacul ăla ne suportă cu tot ceea ce facem noi, toate mașinile care trec pe lângă el, toți câinii care vin și se folosesc de el, toate gândurile de vibrație joasă pe care le manifestăm când am venit acasă după ce am stat 2 ore în trafic, el le absorbe. Ce este acceptarea până la urmă? Am și pus pe grupul de dezvoltare Ovidiu Young o imagine. Afară plouă. Și la forma aici vine neacceptarea. La neacceptare spun, e vremea urâtă, murdăresc pantofii, abia am spălat mașina, e frig, iar o să fie aglomerat, toate cele. Ce înseamnă acceptarea la afară plouă? Afară plouă fiind o realitate, da? Afară plouă, la acceptare, de desubt scriem doar atât. Afară plouă. Asta este acceptare. Atât de simplu. Foarte pe repede, pentru că nu mai avem foarte mult timp, 2 minute. Vreau să-mi spui așa. Dacă ne vin gânduri mai de joasă frecvență, să nu le numesc negative în minte, cum să procedăm cu ele? Să nu persistăm în a trăi cu ele? În primul rând, nu ne luptăm. Este ca în meditație. În meditație, dacă îți vin gânduri, că-ți vin, poți să stai în seara, le lasă să treacă, ca și cum stai pe peron, pe bancă, trenul trece, face zgomot, vine, îl las să plece, tu rămâi pe peron. Nici nu mă lupt cu el, că îi dau putere și intru în poveste. Nu intru în poveste și cel mai la îndemână este să fac un exercițiu de respirație pe care l-am făcut mai devreme și să fiu prezent, conștient pe respirație. Creierul se oxigenează, creierul se liniștește și te racordezi din nou, fără să știi, la frecvența de natural și de iubire. Îți vin gânduri de vibrație joasă, zici, hei, stai, ce generez eu? Ce mai simplu e ce am spus mai devreme, ce generez eu, sunt pe iubire, nu sunt pe iubire. Fă-ți acolo un bilet și spune, tot ce faci astăzi să fie cu iubire. Cum te abazi de la iubire? Să-ți aduci aminte. Și în momentul acela, tu poți să faci un switch, un schimb de macaz, în care să treci pe a genera ceva pozitiv. Concentrează-te pe ceea ce generezi tu, nu pe ceea ce generează alții. Este simplu, sau poți să folosești alte tehnici cu care ești obișnuit, dar respirația este cea mai la îndemână, că ea oricum este. Un alt exemplu pe care l-am dat, ai un perete, poți să împingi cu ambele palme cu putere un zid, da? O să vezi că o să simți lucruri, o să simți poate până aproape te doare, da? O să simți poate durere, o să simți cum își circulă sângele mai mult, gândul a dispărut deja că tu ești în altă poveste. Sunt tehnici simple. Simple și pe care le putem face oricând și deja ne schimbă starea de spirit. Îți mulțumim foarte mare mult pentru că ai venit și te mai așteptăm și săptămâna viitoare. Am să vin.
Să vă fie această zi, dragii mei, iubire, încredere și sănătate. Vă mulțumesc pentru atenție. Până luni, Creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.